Am ales nava Rodney, o navă cu o puternică încărcătură istorică din flota engleză, o navă care a participat în cel de-al doilea război mondial, la scufundarea cuirasatului german Bismarck. Nava este o copie fidelă a navei reale, este lucrată la scara 1:130, cuprinde în proporție de 99% piesele după planul original. Coloristica este cea care păstrează culorile originale ale navei. Culorile sunt culori mate. Și am căutat ca să intru per detaliu pentru fiecare piesă în parte. Nava are peste 45.000 de piese lucrate în manufacturie. Corpul navei este din tablă care este nituită. S-au folosit la planul acesta, la această scară, peste 17.000 de nituri. Am căutat să scot în relief tot ce înseamnă cuirase, tot ce înseamnă mitraliere, tot ce înseamnă tunuri, bărcile de salvare. În general, am pus accent atât pe corp cât și pe suprastructura navei. Este o navă care a făcut cinste flotei engleze și îmi doresc ca să fie apreciată, pentru că este o navă făcută manufacturier 100%, nefolosind piese executate pe strung, cu dotarea minimă pe care am avut-o la dispoziție.